Haideți să vă arăt și vouă cum am preparat aceste gogoși delicioase pe care bunica mea obișnuia să mi le facă atunci când făcea pâine. Într-o oală am pus 500 de ml de lapte, am adăugat 60 de grame de unt și punem oala pe foc. Într-un bol am pus 4 linguri de zahăr, coajă de lămâie. După ce laptele a început să fiarbă, l-am adăugat peste zahăr, am amestecat bine și am pus treptat 1 kg de făină. Vom adăuga și 2 ouă, puțină sare. Am pus 14 grame de drojdie uscată dizolvată în puțină apă călduță, esență de vanilie. Trebuie să frământați aluatul foarte bine. După cum am zis la început, eu am adăugat făina treptat. După ce aluatul este gata, îl vom lăsa la dospit aproximativ o oră. Între timp o să preparăm o dulceață rapidă. Am pus într-o oală 1 kg de vișine congelate, peste care am adăugat 300 de grame de zahăr, le-am lăsat deoparte cam 30 de minute, după care le-am pus pe foc. După ce le-ați pus pe foc, trebuie să le lăsați acolo cam 30-40 de minute, până totul va fi redus. Cam așa trebuie să arate, le-am pus într-un bol și vom lăsa dulceața la răcit. După ce aluatul este gata, îl vom pune pe masa de lucru și începem să-l împărțim. Eu l-am împărțit în 3, apoi am pus niște făină peste el și am început să-l împart în biluțe. Dacă doriți, puteți să cântăriți fiecare parte de aluat să aibă cam 80 de grame. Eu peste aluat am pus și puțin ulei, în acest fel se va întinde mult mai ușor. Vom lăsa deoparte cam 10 minute, apoi între timp o să punem într-o tigaie niște ulei și vom începe să prăjim aceste gogoși. Am prăjit aceste gogoși în ulei încins, le-am lăsat câteva minute pe fiecare parte. După cum vedeți, ele sunt subțiri, nu trebuie să stea în ulei prea mult timp. Le-am scos pe un grătar. După cum vedeți, și dulceața de vișine este gata, a stat la răcit. Dacă v-a plăcut și vouă această rețetă, vă invit să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Cam acesta este rezultatul final și la dulceață. Această rețetă chiar trebuie încercată. Dacă îți place ceea ce fac, te invit să mă urmărești. Îți mulțumesc!